Timișoara, mâine în toată țara. Fetele la bine și la greu. Suntem împreună, suntem cei mai frumoși, cei mai puternici, în cea mai mare familie politică din Europa. Partidul Popular European. Avem onoarea azi, la Timișoara, să avem ca oaspeți pe cei mai importanți, cei mai grei membri ai Partidului Democrat Liberal, care vor veni aici, în fața dumneavoastră, fiecare cu un discurs extraordinar, care să ne mobilizeze pentru ce? Pentru a câștiga alegerile din 7 iunie. Trimitem în Parlamentul European pe cei mai buni dintre cei mai buni. Nu o să uităm niciodată că aici, la Timișoara, România a primit speranța de libertate. Speranța de libertate pe care trebuie să o valorificăm împreună. Timișoara este un oraș în care parcă s-a adunat toată Europa ca un model de coabitare, un model de existență. Bună ziua, dragi colegi! Bine v-am găsit! Salut Timișoara! Salut primul oraș liber de comunism din România! Uniunea Europeană, n-am fi vorbit de fonduri europene, n-am fi vorbit de modernizarea țării. Astfel încât aici și acum, încă o dată, aducem mulțumirea noastră Timișoarei pentru faptul că ne-a deschis drumul spre libertate, drumul spre Europa, drumul spre prosperitate. Dragi colegi, îi salut acum, în primul rând, pe gazdele noastre, Timișu, Timișoara, PDL-ul cel mai tare.